urmă cu ceva timp, nu foarte, foarte mult, am primit onoranta invitație de a face o prezentare cu ocazia întâlnirii grupului nostru de lucru, Atrium, la Forli. Și m-am gândit că, dat fiind arhitectura în linii mari a fost prezentată sau urmează să fie prezentată, oricum există o documentație importantă pe care am trimis-o deja, ar fi interesant de văzut contextul în care această arhitectură s-a dezvoltat și a luat naștere. Pentru aceasta m-am gândit că ar fi foarte util să o invit pe prietena și colega mea, Ana Maria Zahariade, profesor de teorie arhitecturii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, titulara catedrei, care a scris o serie întreagă de cărți, dar între care această carte, care se cheamă Arhitectura în proiectul comunist România 1944-1989, în care prezintă un tablou foarte complet. Să vă prezinte pe scurt tema cărții, aș vrea să vă spun că am ales această formulă neuzuală de a vă prezenta un CD-ROM sau un DVD cu acest dialog pentru a fi, cred eu, mai interesant decât un speech lung de 20 de minute ținut de o singură persoană. Pentru a intra în mai repede în subiect și mai ales în partea care mă interesează pe mine, dar probabil că pe majoritatea arhitecților care au lucrat în perioada respectivă și care constituie un punct de divergență, nu totală, pentru că am văzut în finalul cărții, pui un bemol totuși la poziția mai dură de la început, referitor la calitatea arhitecturii. Într-o discuție pe care am avut-o mai de mult, ți-am spus că, după părerea mea, și în carte regăsesc că este punctul de vedere al majorității arhitecților care au lucrat atunci, există lucrări de arhitectură a căror calitate poate fi comparată cu lucrări echivalente din Occident. Și tu ești destul de categorică, repet, la începutul cărții și spui că lucrurile nu stau chiar așa și că de fapt este o imagine pe care am regăsit-o și la tinerele tale foste studente, mai radicale decât tine, care spun că este un punct de vedere nostalgic și aș vrea să reiei un pic subiectul ăsta și să vedem cum stăm. Da, subiectul e destul de complicat de fapt și ceea ce mi-e ciudă cumva, eu n-am vrut sub nicio formă să lansez judecăți de valoare decât în limite foarte largi. Problema pe care mi-am pus-o este aceea a similitudinilor cu Occidentul. Deci asta este una dintre chestiuni și dacă am făcut o evaluare, am făcut-o strict în acest sens. Deci acelor similitudini, acelor corespondențe, paralelisme, să zicem, dintre realizările arhitecturale de la noi și cele occidentale. Povestea este așa, dacă e să pornesc de la cele două germanii. Discuția a fost plecată de la punctul de vedere divergent al celor doi curatori ai expoziției. Cel din fostul RDG și da, cel din fostul da, RFG. Da. Hartmut Frank, cel din fostul RFG, este în general un adept al unei anumite autonomii a formei în arhitectură. Așa. Ceea ce este o realitate. Este. Am trăit-o cu toții. Evident. Pe de altă parte, problema este că nu pot judeca formă singură, sau, mă rog, poate că pot, mie nu mi se pare drept, într-un fel, să judec doar forma, pentru că forma aia a fost creată în anumite condiții.
Și condițiile astea în care a fost creată forma cu pricina au fost net mai grele în Est decât în Vest, sau în orice caz în România decât în Vest. Vorbesc de faptul că există realizări în România care sunt de o calitate comparabilă cu producția nu de avangardă, ci medie din Vest. Așa. Pentru că în niciun caz nu s-a pus problema vreunei avangarde, vreunei deschideri de drumuri, nici măcar a unei îndrăzneli excesiv de mare. Am să revin asupra acestei chestii. Eu la ce m-am referit în general când am vorbit de o calitate relativă, să zicem, a arhitecturii noastre, și la oarecare exagerare în momentul în care vorbim în general de o aliniere cu ceea ce vroia arhitectura din vest. M-am referit la câteva chestiuni. Unu, că față de mersul arhitecturii în vest, am fost în urmă. Chiar dacă la un moment dat producția medie a anilor 60, să zicem, înseamnă în marea majoritate a țărilor blocuri. Da, Ana Maria, iartă-mă, retentăru. Da, situația asta o urmărim pe toată parcursul istoriei noastre. Evident, deci, dar o purtăm. O eu n-am zis, nu, eu n-am zis că este de specifică. Nici n-am zis că este specifică. M-am referit pur și simplu la ideea de aliniere. Deci, eu nu văd niciun fel de diferență. Și dacă ne uităm la marile ansambluri din Franța, sigur, calitatea execuției e mai bună, materialele sunt mai bune. Dar contează imens. Contează. Contează imens. Eu vorbesc de o producție de masă. Nu, dar vorbeam de proiectul de arhitectură. Proiectul de arhitectură, bun. Proiectul de arhitectură, varietatea este foarte mică. Da. Foarte mică. Dar ajunge la un moment dat să fie foarte mică, căci la începutul nu este așa de mică. Nu, normal, da, la un moment dat, sigur. Da. Momentul de crecere foarte bine, este momentul. Exact, adică e un moment care e un moment important, dar e un moment pe care iarăși îl idealizăm nițel. Pentru că, într-un fel, pare o luptă arhitecturii. Chiar și legenda că Cezar Lăzărescu este cel care l-a convins pe Gheorghiu Dej, șeful partidului, să treacă, să se accepte arhitectura modernă, de fapt, este un mit. Pentru că, în realitate, arhitecții au avut extraordinar de puțin de zis în chestia asta. A fost pur și simplu o chestiune care a venit via Moscova. Adică, eu vreau să spun că de fapt, arhitectul a avut niște condiții, încă o dată nu e el de vină. Eu nu spun că e de vină, deci nu învinuiesc. Este vorba pur și simplu că condițiile politice erau de așa natură încât arhitectul avea foarte puțin, un cuvânt mic de spus. Că de multe ori voința politică, voința politică s-a putut întâlni cu o anumită aspirație arhitecturală, asta e altceva. Și că, de bine de rău, au existat niște oameni care au fost tot timpul dedicați meseriei, indiferent și ar fi fost oriunde, și dacă stăteau în deșert, ar fi căutat să facă bine arhitectură, asta e altceva. Acum vă rog să urmăriți cu mare atenție prezentarea colegului și prietenului meu Șerban Sturza, prezentare pe care a făcut-o în ziua de 28 martie 2013, cu ocazia serii Atrium Simetria de la Librăria Cărturești din București. Asta este un proiect care era un proiect tip. La un moment dat, în România, se făceau centre de hematologie. Și a venit și rândul Timișoarei și am făcut foarte multe variante. Mergi mai departe. Variantele au fost rând pe rând respinse, mai departe. Una dintre ele e schițată aici și avea în principiu un hol și asta era moda pe vremuri, să ai un hol la parter și pe mai multe nivele cu luminatori și niște cursive și o circulație acolo. Eram destul de romantic, încercasem să fac un copac, vedeți, la etajul întâi, Pomul Vieții și alte povești de genul ăsta.
Și la avizare mi s-a spus cu circa 2 săptămâni înainte de predarea proiectului, trebuia să te duci să fii controlat, să se vadă cam ce faci. Mi s-a spus că e mult prea luxos și că nu se poate ca centrul de hematologie să aibă așa un hol când spitalul județean de 800 de paturi care erau alături nu are un hol de sală de primire. Și că nu-i politic să facem așa ceva, așa că soluția a fost respinsă și având numai 2 săptămâni până la predare am încropit o soluție doar ca să pot să o predau și care nu este ceea ce vedeți, era doar structura de beton pe cadre și cu planșe și niște benzi orizontale pentru că n-am avut timp să fac mai mult. Am reușit să predau chestia asta și pentru că eram extrem de nemulțumit și mă simțeam și cumva dator față de medici cu care avusesem niște relații extrem de bune și încercasem să le rezolv toate nevoile, m-am hotărât să refac proiectul, dar nu puteam să-l refac la institut, așa că mi-am luat concediu și am lucrat acasă. Am luat un concediu medical și am lucrat acasă cu încă 2 colege care și-au luat și ele concediu, așa că vă dați seama ce solidaritate. Și am reușit să facem un alt proiect care era complet în afara regulilor și pe care am hotărât să-l dedic lui doamna arhitectă Jibori de la Vrancea, pe care o admiram foarte mult și care mi se păruse că în viața ei încercase de multe ori și la construcții sanitare și de altă natură să facă lucruri frumoase. Și am încercat atunci să preiau o serie de detalii și am găsit după 2 ani de zile, clădirea n-a început imediat, am avut din fericire 2 ani de zile să pot să mai încerc printre picături să lucrez și după aia am descoperit un meșter pe șantier și l-am corupt în sensul următor. El conducea punctul de lucru, dar era subinginer. Și eu i-am spus, dacă tu îmi faci casa așa cum este, nu cum era pe planșele oficiale, atunci eu îți fac diploma și ai să devii inginer. Și am făcut acest pact și chestiunea a mers. Însă trebuie să vă spun că a fost destul de complicat, pentru că comenzile de materiale pe șantier erau altele din deviz, ceea ce e complet penal și absurd. Dar m-am hotărât să fac asta pentru că eram sigur că ceea ce făcusem nu e suficient de în regulă. Mergi mai departe. Acum vedeți casa, asta e fotografiată acum câteva zile, pentru că n-aveam de acolo undeva mijlocul imaginii. Mai departe. Mi-au trimis colegii de acolo niște fotografii. Vedeți, de fapt, ea se încadrează în țesutul urban foarte bine. Adică foarte bine în sensul că e la fel de proastă. Dar ceea ce încercasem să fac la început, și anume să nu consum terenul, să fac o construcție adunată și economică, ceea ce mi s-a refuzat, ocupând terenul mult mai judicios și lăsând un parc împrejur, am hotărât acum să mă extind cu casa să fac o curte interioară. Problema mea era, de fapt, dacă pot sau nu, să ofer unui om care cedează sânge benevol, deci nu se dădea, te duceai de benevol acolo, să-i ofer măcar satisfacția și câteva momente înainte să reculeagă. Deci intrarea în casă se făcea pe aici. Urcai niște scări și după aia ajungeai într-o curte, te odihneai acolo, erai așteptată, îți venea rândul și după aceea, după ce donai sânge, aveai dreptul la o masă și trebuia să mai stai puțin liniștit. Și o să vedeți, de fapt, că partea asta de pregătire era
Vă spun toate astea pentru că există o diferență foarte mare între felul cum vede administrația lucrurile, cu toate că dă bani, și felul cum, de fapt, vor medicii să-și servească pacientul, pe de-o parte, și, pe de altă parte, cum încearcă arhitectul.